modul de pe Searge se apropie termenul de finalizare. Lucrul acesta se va întâmpla 2, 3, 4, 5 octombrie, nu mai târziu de 5 octombrie, deci de săptămâna, nu următoarea, ci următoarea săptămână. Câteva zile le-am luat așa ca o rezervă de deschiderea podului respectiv și datorită ultimelor ploi și a timpului, să zicem, nefavorabil, nu mai târziu de 5 octombrie, efectiv să fie dat circulații atât partea carosabilă cât și partea de trotuare, unde se lucrează în momentul acesta la ultimele refaceri. Și lucrările la podul peste Râul Doamnei sunt aproape de final. De asemenea, podul de peste Râul Doamnei este în lucru, știți foarte bine, termenul lui este 31 decembrie 2013. Noi credem că va fi gata în jurul datei de 15-20 noiembrie anul curent. E foarte important pentru că a început școala, s-a aglomerat foarte mult, zona e cumplită acolo, trebuie să se întâmple ceva și acest lucru este faptul că trebuie să îi dăm drumul efectiv și atunci probabil că cei care au fost afectați vor fi ușurați din acest punct de vedere și e normal să fie așa.